Rusia este un stat terorist, susțin deputații din Parlamentul European. Federația Rusă va fi desemnată de către Uniunea Europeană drept finanțator al terorismului. Deocamdată au avut loc doar dezbaterile parlamentare în cadrul sesiunii plenare de la Strasburg, iar votul este programat pentru ședința din luna noiembrie. Să rămânem uniți, să acționăm împotriva acestui tiran prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Rusia trebuie să înțeleagă că nu mai poate să amenințe și să țină sub formă de șantaj și presiune continuă națiunile libere. Și este esențial să-i susținem pe ucraineni în acest război nedrept pe care l-a declanșat criminalul Putin. Trebuie să fim alături de Ucraina și trebuie să condamnăm Rusia ferm. Să vezi milioane de oameni care își părăsesc casele, să vezi zeci de mii de morți, să vezi sute de copii omorâți, să vezi zilele acestea un sistem energetic a unei țări pașnice care este distrus, este teroare și acesta este terorism. Instituirea unui tribunal internațional ad hoc pentru condamnarea criminalilor ruși de război e un subiect important pe agenda europeană, mai ales după ce Putin a decis escaladarea războiului și a reluat bombardamentele masive. Militarii ruși au omorât și rănit aproximativ 15.000 de civili. Totuși, crimele sunt mult mai multe și, de obicei, descoperite abia după retragerea rușilor din zonele ocupate. Mii de civili au fost omorâți, mult mai mulți au fost torturați, hărțuiți, violați, răpiți și deportați. Rusia trebuie trasă la răspundere pentru crimele pe care le-a comis. Ucraina a reușit să reziste agresiunii Rusiei. Acest lucru a fost posibil datorită vitejiei poporului ucrainean și liderilor săi, la fel și datorită sprijinului nostru. Acum o săptămână, parlamentele naționale din Europa au adoptat o rezoluție la Consiliul Europei prin care Kremlinul e recunoscut drept un regim terorist.